1, 2, 10, 20. Am sărit direct. Seara și bine v-am găsit la ediția numărul 20. Yeah. Sunt mai mult de 20 de săptămâni de când am inițiat acest proiect și mă bucur foarte tare că am făcut-o și vor fi și mai multe. Astăzi o să desenăm și o să punem muzică ca și de obicei. Am doi invitați care s-o ocupați să share-uiască niște link-uri. Nu știu unde sunt. Nu, am greșit, scuză-mă. Salut, Emilia, ce faci? Hai că te mai las un pic. O să încep să mulțumesc un pic la oamenii care au contribuit la proiectul ăsta și sunt deja câțiva. În primul rând, celor doi asistenți tehnici pe care am avut de-a lungul timpului, Radu Plus și Alex și Monca, care este aici cu mine. Cum am zis, este ediția numărul 20, facem o mică pauză după ediția asta și începem un nou set de 10. Apoi mulțumesc lui Dani de la Colectiva Gazet că mi-a oferit aceste scule din fața mea ca să facem DJ seturi bune. Și nu în ultimul rând, adică mai ales tuturor celor care au venit pe aici ca și invitați, 20 de DJ și 20 de artiști plastici, nu m-au refuzat, le mulțumesc super mult și facem treabă. Și sper că v-a plăcut muzica. Sunt curios dacă muzica asta pe care am promovat-o noi în ultimele săptămâni, nu știu, a fost pe placul vostru. Sunt foarte curios, dar cu siguranță DJ seturile care au rămas de la invitați sunt bijuterii, sunt cristale prețioase pe care le punem acolo și ne cresc potențialul. Și astăzi o să vină la o discuție și la butoane. Îl știți pe Poliglot, a.k.a. Iuliu Picler, zis și Puriul, care face și muzică. Nu face muzică, pune muzică. Face niște videouri super interesante acolo la pe internet prin brandul lui Puriu Productions. Și a apărut subit aici lângă mine. Salut, Flaviu. Servus, Iuliu, ce faci? Ce? Mă simt ca la televizor. Ești la televizorul, da? YouTube și Facebook. Yes. La mersi. Emisiune. Mersi pentru invitație, dragule. Mă simt super fain aici cu nebunatica asta de, da, Roxana, Roxana Luca. Emilia Luca, yes, este, yes, aici în spatele nostru. Hai, Roxana, lasă. Imediat vine să se apuce de treabă și după aia discutăm un pic cu ea, yes, să vedem ce face. Dar prima dată stăm cu Iuliu un pic de povești. Da. Ce faci, Iuliu? Bine, dragule, uite, numai un pic să-mi pregătesc aici. Te rog, cu ce vreau să încep. Schimbă un pic muzica, că nu-i prea bună. Asta-i setul tău, da? Clar. Da, 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 păi e așa, sunt niște piese. Ok, ok, stai așa. Hai că eu mă retrag. Nu te retragi, măi, stai un pic. Hai mai că stai, mă ce retrag. Faci aici, măi, Flaviu? Mai stai un pic, să măi. Să știți, oameni buni, că toți suntem zodia gemeni. Yes. Toți trei. Suntem minim șase. Și tu, și mi, și tu ești gemeni. 21. Asta e fix la trecerea. Oh my god, man, suntem 4 gemeni aici. Wow, ce crazy shit. Cine crede în astrologie va crede și într-o bombă atomică care va exploda aici în sală. Că e un pic de nebunie, să știți. Dinainte să începem, a fost. Unde e fost? De lume, frătiu. Ah. Așa. Așa, bun, mersi, dragule. Așa, ia să vedem. Ce mai faci, Iuliu? Ce să fac, dragule? Uite, mă bucur că... N-am luat niciodată un interviu așa în spatele omului. Da,
Ce mai faci? Ești bine? Bine, bine, e ok, da? E ok. Mersi că m-ai chemat. Geaca asta de unde o ai? Geaca asta? Da. Mă, asta are o istorie cât de cât... lungă. Lungă, da. Încă nu cât de cât, cred că e foarte lungă, nu? Da, a fost a unui unchi de-a meu, o legendă din Bistrița. Da, mai așa. A unui unchi de-a meu din Bistrița, ce era mega rockist pe vremuri. În pe ce vremea. O, din 80 până azi. Până azi, săracul, nu chiar până azi, că a murit. Așa. Și mi-a dat o frate său, frate mi-a dat-o. Cadou, s-o port, s-o port cu mândrie. E așa cum a făcut-o el. O... Dar pare o geacă de om curajos, având în vedere vremurile pe care le-a trăit omul. S-o port cu mândrie geaca asta. Și zici că... Până mor și eu. Până da? Da. Era rebel unchiul tău? Era super rebel. Și de acolo ai și tu gena? Sau cred că da, cred că da. De mai de da. Mult gena de rebel din, al multimediei. Gena din cele patru elemente. Care sunt cele patru elemente? O să beau o bere? Da, bineînțeles. Bere de aici. Facem reclamă la Peroni astăzi. La Petroni. Ia ce vrem să vede. Bine că n-am la Corona. Stau așa, așa să stau. Da, uite ce, chiar ce bine merge geaca ta cu background-ul. Dacă nu mai bă, Flaviu. Ia să... Știi? Da. Ce mai faci, Iuliu? Astăzi, ce muzică ne-ai pregătit? Da, Flaviu, o grămadă de chestii interesante. Da? Pentru unii o să li se pare dubioase. O să zică, o să dea de lume, o să zică, ce pula mea cu... Ce auzi, zice Emilia să nu vorbești urât că îi strici. Exact. Reputația. Reputația. Știi reputația tu? Exact. Se uită rudele. Dar poți să zici. Dar adică, ce faci? Stai că îți aduc înapoi. Așa, ok. Cât tu vorbești, eu mai pun câte piese, okay, știi că n-avem ce să facem. Așa. Da, mă, frate. Da. Mersi că m-ai chemat aici la atelierul ăsta tău. La Plankton. Cum să nu? Tot timpul când văd numele ăsta, Plankton, da. De acolo te-ai inspirat-o din piesa aia de la... Alu, ăștia de la Future Sound? Din documentarele de la BBC m-am inspirat. Știi că au ăștia Future Sound of London, au piesă The World is Full of Plankton. Da, 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 știu piesa. Și tot timpul o să când... pui astăzi Future Sound of London. O să pun ceva remix, ceva... Ceva de genul. O să vezi, ceva tot în filmul ăla. Știi? Da, stai. Așa? Schimbăm piesele. Ah, okay, ok. Astăzi știi ce am făcut din punct de vedere muzical? Pentru că iarăși nu am prea avut timp să găsesc muzică. Așa. Am luat câte o piesă care mi-a plăcut foarte mult din fiecare set din ultimele 9. Adică piesa cea mai bună din fiecare episod, așa, care eu am considerat-o sau astea mai de impact, știi? Și asta este una dintre ele. Nu mai știu de la care episod. Așa? Sunt alea mai hardcore, alea îmi plac mie, apropo de hardcore. Adică? Așa? Asta care se pare hardcore, piesa asta care... Da? Imediat. Stai să vezi, dacă te duc, hold my beer, vorba aia, știi? Hold my beer. Da, da. Încep eu. Iuliu, ți-i dor de pus muzică în cluburi? Da? Da, da. Chiar, mi-e dor, da, n-am mai pus muzică. Nu mai știu cum arată player-ul, e pus 900, da, 900. Cu ocazia asta, mulțumim lui Danilov, mulțumim Danilov pentru sponsorizare. Bă, da, să știi, chiar este oarecum o sponsorizare, adică, da, există sponsorizare în sub formă de, da. CDJ Now, 100 Nexus, ne înțelegem, oameni buni. Corect, păi da. Nu se joacă Danilov, îi mulțumim la Danilov. Da. Hai pe aici, Danilov. Nu, că plouă. Da. Așa. Ce mai faci? Bine, frătiu, bine. Ai băut o bere? Am băut. Super. Așa. Se uită oamenii tăi. Că eu de-aia te-am chemat, nu am... Nu mă interesează Future Sound of London și nu știu ce muzică ai ascultat, o habar n-am. Astea-s secundară. Vreau celebritatea... Hai, bă, Flaviu, v-aș fac o paranteză. Nu vorbesc prostii, mă. Nu crezi că-s flashat numai pe Future Sound of London. Mai ascult chestii. Bineînțeles. Dar... FSO-ul. Da. Future Sound of London, pentru mine este... Cupa mea de suflet. Am multe trăit pe... Dar pe ce ani ascultai tu asta? Fac. Am început să ascult în 99. Păi hai că acolo pe internet tot văd câte poză și îmi zici că e din 99. Eram prin 97. Exact. Eram deci prin ai un pic de... 97, am declarație. Am început să ascult prima oară We Have Explosive, am auzit. Prima oară am ascultat ce drăguț We face. Have Explosive.
Ai, ai. Nici nu știam, am primit casete de la ceva prietenă meu. Aha. Nu știam cine e Future Sound. Da, nu știam. Niște nebuni din UK, da? Din anii 90. Și după aceea tot am mă uitam la MTV super mult, mă uitam la MTV non-stop, mă uitam la MTV. Și avea un clip foarte fain pentru vremea aia. Da, clipul ăla și bă, ăștia-s The Future Sound of Love. Da. Da, frate. Și după aia am început să fac de casete, de CD-uri după aia. Știi tu cum e? Cum era atunci pe vremea aia? Schimb piesa, da? Da. Bun. Așa, brusc. Brusc. Și după aia ce a urmat după Future Sound of London? Future Sound of Tricky. Da? Da. Massive. Massive Attack, da, Massive și Attack. Și așa ai aflat da. De Tricky. Da, de prin Tricky, piesele da, de Massive. Massive Attack, da, 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 da. Sau, nu. Tricky Black Steel era piesa aia, adică 94. Tricky, din câte știu, avea albume 94. Ale lui, nu? Da, 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 da. Nu, eu așa îl știam pe el numai din colaborarea cu Massive, dar nu, Tricky, da, da, Tricky. Da, normal. Da, da, da. Și Max până la urmă, Way. Unde l-ai întâlnit pe Tricky? La insula? Așa îi zice la festivalul ăla, la Târgu Mureș. Nu la peninsula, nu, peninsula. La, în 2008. Ce plan. În 2008 la la București, în Club Control. Pe bune, era 2008, controlul. Da, da. Controlul era în 2008. Era jos, în beciul ăla, așa. Da, știu că am fost. Știi? Acolo, cu trupa, am zis la el, salut. Și? Știam un prietenii, pur și simplu, acolo. Și după am văzut poze cu el. Da, știam, am ținut legătura. Adică v-ați scris mail-uri? Da, da, mail-uri, mesaje pe telefon. Pe Facebook. Ce făcea, te chema la o bere și nu știa păi că ești în Londra sau? Mergeam în backstage cu el. Serios? Beam, da, mă. Ce nebunie. Păi avea nevoie de un prieten în România, nu? Că doar trebuie să bei cu cineva exact, când exact. Ești. Exact. Și sigur îl tratai ca pe unul de-al tău, nu ca pe ei, mamă. Vezi cu tine așa vorbeam exact. Și cu el, numai cu engleza mea de baltă. Dar oricum ne întâlgeam și prin semne, știi? Da? Păi, na, în anumite situații nu trebuie să știi multă engleză. Exact. Super tare. Și ce mai zine ceva, ce să zic? Cu treaba, mă, să-ți răspund. Ideile acolo. Alea de videouri crazy pe care le faci pe net, cum fi? Bă, le fac așa când îmi vine ceva, cum o mizerie în cap. Așa apar pur și simplu? Când îmi vine o mizerie în cap, Flaviu, dacă uite, suntem aici, da? Da. Când vine o chestie în cap, bă, Flaviu, filmează-mă, te rog, că filmează-mă, te rog frumos. Aha. Filmează-mă că vreau să fac chestia aia, știi? Ok? Și așa. Te inspiră contextul? Că bănuiesc că tot timpul le legi de context. Asta la povești cu tine, da? Știi? Sau cu alt prieten și povestim la o bere sau whatever. Și îmi vine, știi? Hai, mă, filmează-mă. Hai să facem aia, mizerea aia. Sau, nu știu, sau... Și când ai făcut... care e cea mai nouă? Că n-am mai văzut acum de vreo lună, nimic, cred că. Sau mai sunt? Tot ea fac, nu mai știu, să mor eu. Care e cea mai nouă? Te ajută prietenii? Intrați pe... Cum pe ce? Mă... Da. Pe Puriu Productions, nu? Productions, Facebook, like, share, bla bla bla. Exact. Sunt bune, îmi plac mult. Te-am comparat astăzi cu Andy Kaufman, care e un tip din state. Simpatic. Fost, da. Un comedian mai crazy. Nu știu, el voia să fie comedian sau se întâmpla să fie în felul ăla și oamenii îl luau așa. Da. Chiar azi m-am uitat și chiar nu știam de el. Că și tu ești unul mai atipic, așa. Da, mersi. Nu neapărat te pui în fața spectatorilor și începi și ai un program. Mulți prieteni tot îmi zic, bă, fă stand-up. Nu vrei să faci stand-up acum, dar nu, n-am skills pentru stand-up. Dar care e skill-ul pentru un stand-up? Ce nu știu, nu mă duce capul să fac stand-up. Ar trebui să stai acasă. Sincer. Și să-ți notezi niște da, trume. Da, nu am skill pentru chestia asta, știi? Crezi că trebuie cursuri de actorie sau ceva? Nu cred, nu. Trebuie să o ai tu cumva, ca și țiganul, să ai muzica în sânge, să... știi? Știi? Trebuie să o ai acolo cumva. Nu toți o au, crede-mă, că mulți sunt stand-up-uri, mulți sunt DJ, mulți sunt, știi? Uh-huh. Vloggeri, știi? Care sunt aia, care sunt motherfuckeri și au aici. Eu cred că e și multă disciplină, că nu-i numai așa. Normal, chiar normal, se antrenează, normal, nu? Normal. Adică fac repetiție în fața oglinzii, sunt absolut convins. Ia, sau și... Eu și Costel am mers în state, cumva, să întâlnesc cu un stand-up comedian de acolo.
Și Teo Vio și Costel s-au dus în state să se întâlnească cu un comedian de acolo, să le predea cumva, să le arate, bă, uite, așa faci punchline-ul, vine după așa se construiești, așa am gândit-o eu, așa, no, e cumva o artă și aia, până înveți să faci beatmatch-ul pe comedie, durează și aia. A fost Shimi. Asta e Shimi, Shimi, ia, Shimi, ia, Shimi, yo, give me the mic. Excelent. Bună treabă. Hai că ne... Oh, stai să schimbăm așa. Piesa. Wow. Uite. Cum era, mă, stai? Cum? Shimi, shimi, ia, shimi, ia, shimi, yo, give me the mic. Ce? Tu de ce te bași peste noi? Ce te bași tu peste noi? Lasă, vezi. Așa e că este foarte fain treaba la Emilia. Mai ține-o, mai, 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 eu să mai slow, așa, are eu mai deja slow. Un stil la parte, când îi văd desenele, știu cum să le iei, pe bune. Are atunci, un desen așa la bază, un fel de compoziție din aia, da, să vorbim din linie, personajele cu ochii mutați de la noi, foarte academică situația. Și după aceea le colorează cu niște shape-uri pline. Roxana. Și foarte fain. Da. Așa. Despre Roxana vreau să vorbim un pic. Da, hai să vorbim. Cum? Ce impresie ți-a făcut Roxana la început? Bă, n-am halit-o deloc, să zic așa. Nu am suportat-o deloc pe Roxana. Adică a fost o... Bă, nu am suportat-o deloc. Mi se părea atât de fucking cum crazy. Cum le zici la... Moimă. Nu am suportat-o Moimă. Când apaream Roxana, deci mă îndădea așa un cringe. Dar bă, m-am întâlnit cu ea la un moment dat, la o petrecere. Da. De asta, unde e Roxana? Acolo, la, în fine, la... Unde era voie să zic? Hopa, unde? Mă interesează. Știi, petrecerea astea ascunse pe tine, pandemie, bla, 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 știi? În pandemiile alea din secolul 20, da, așa e? Da, cu pandemia, e altă dată. Eu la cu pandemie și da, la... Și asta de la niște povești cu ea și chiar m-a impresionat. Da. Și acum este partenera ta când mergi, ai gig-uri. Nu ne futem, să știi, nu ne futem. No, bine, nu ne-am futut niciodată, suntem pe bune, serios. Da, uite, vine, astăzi am înțeles că au venit special pentru tine ca să facă desenul ăsta. Păi da, eu am. Și am văzut că ea a vrut să facă un podcast cu tine la un moment dat. Da. Ce faceți acum? Vă promovați așa reciproc? Că să știi că și pe mine mă promovează, ea nu-și dă seama, dar îmi face foarte multă reclamă. Știi de ce? Prin faptul că e prezent tot timpul acolo. Deci, e super dragă, uh-huh. Și o iau în doze mici. Dacă aș lua, dacă m-aș întâlni mai des cu ea, cred că aș înnebuni. Așa, așa energie așa are, așa de... Da, știi că e despre gemeni în general, mai ales când sunt tineri și nu sunt foarte da. Structurați așa prin felul de a fi și mesaj. Sunt așa peste tot, știi? Dar să știi că am vestea bună, că pe măsură ce înaintează în vârstă, devin tot mai coerenți și sfai în gemenii. Mie îmi place. Da. Ce să fă? Da, știu. De ce să se pune cam? S-o strica găveta, mă. S-o strica găveta. Și le place strica găveta, măi, mă. S-o strica găveta, mă. Da. Exact, mi-a stricat asta găveta. Da, deci din banii aia pe care voiam să-i dau, o să-mi țin de găvete, clar. Cum era vestul ăla, că... Mă dau pe bicicletă. Și acum, dacă tot îți pe banii ei, îmi iau o chiuvetă mai bună. Cum era aia, mă? Mă dau pe bicicletă, sunt omul care bea cu plăcere apă de la chiuvetă. Mai știi, mă, vestul ăsta? Da, ce caz zi, te tași tu din... Te minați cu prostile. Tași tu din... Așa. Bistrița. Ceva din Bistrița. Bistrița. Ce să zic, Bistrița. Biserica săsească, vopsită cu lavabilă. Alb. O ars la un moment dat, o obstă cu lavabilă, nu mai iasă lavabila. Auzi, după aia o ars, nu mai fac poze. Nu, că am văzut că e la modă. Nu mai fac poze, îi făceam când eram mic, dar nu mai fac poze. Conspiraționiștii au făcut un test cu dat foc la biserica din Bistrița și după aia o mergi și o dat foc la Notre-Dame, nu? A fost în 2008 când o ars biserica, nu știu câte oară acolo în Bistrița. Bun, în fine. Mai auzi cum am zis? Bistrița. Bistrița, da. Bistrița. Așa e că bine zic și eu, Bistrița. Bistrița. A fost săptămâna trecută. Da, am câțiva oameni acolo, dragi, care... Pe că, Răzvan Chirilă. Da. Săptămâna da. Trecută a fost și mi-a povestit am văzut chestii despre Iași. Iași. Și modul în care... Ți-a zis bancul cu Iași? Știi bancul cu Iași? Da. Ia, zi. Nu știu. Nu știi bancul cu Iași?
Ia și mie un gram dacă ai de unde. Da, e foarte bun. Da, bancul cu dulapul, știi? Nu. Nu știi? Nu, hit me. Nu pot să-l zic. Zi-mă. Nu, că îmi caut un sponsor la emisiunea asta. Okay. Dacă zic bancul ăsta, okay, să duci dracului. Stai să mai deschid-o. Da, sigur să cineva acolo știe bancul cu dulapul. Exact. Vezi, Iuliu, deci așa mult iubesc arta încât nu mă interesează de niciun sponsor și aduc artiștii aici, nu stăm la problemă. Bă, Flavio, zic să-ți vezi de pula ta, faci treabă, faci treabă super faină ce faci tu aici, serios. Ce ai zis să fac? Să-ți vezi de pula ta. Da, no, bun. Să nu mă con... Da, corect. Și pe mine, și acum se uită mătușa mea. Alo, să ne înțelegem. Măi, mă. Mătușa mea la mine, mătușa mea din Ungaria, se uite la mine. Ocazia asta vreau să-i transmit mătușa mea. Să știți că nu este ceva special în modul în care vorbește Iuliu. El vorbește așa de obicei și foarte bine. Foarte bine. Trebuie să zici la început ăsta ziua nouă, dacă... Și mie, no, e haos. Mă ceartă, Roxana. Botoșan, da. Mătușa mea din Ungaria. Stai, mă, că nu mă opic, Flavio, lasă-mă un pic să transmit. Modul în care zicea Iași era foarte cool. Nu mă opic, să uite mătușa mea la mine. Vista. Nu din Vista, nu din Vista, din Ungaria. Mătușa mea, Eriko. Eriko, si eu, dragam. Ne vedem în vara asta, la Balaton. Îi dăm. Facem fain. Foarte bine. Crezi că se ține Balotonul? Nu. Tu acolo mergeai în vacanța de mare la mătușa ta la Balotan. Da, și la Sosolom Boto acolo. Ce fain. Da, mă, păi dar super. Ce facem? Cum, mă? Păi da. Crezi că eu-s fraier, mă, Flaviule, sau cum? Păi, Doamne, așa, ferește, n-am... dar eu știu că nu ești. Așa. Bun. Iuliu, dragă. Ăștia, oamenii aia care te cunosc din internet, crezi că mai trebuie să afle ceva despre tine? Nu, mă, că știu, mă. Da, știu. Mă delirez, vorbim căcat. Da, exact. De muzică, adică de muzică, de pus muzică. Da. Să încep să-mi pun setul ăsta că l-am pregătit. Sper să le placă, nu știu. Dacă nu vă place... Ce? Cam și cum le-ai? Nu-i setul de techno, nu? Nu. Pentru ăla, nu, tu pregătești pentru... de fapt partea ăla la care urmează să pui muzică și nu vrei să dai în casă, nu? Nu, mă, Flavie, nu. Nu? Ăla ilegal. Nu, n-am chestia asta. Bine. Nimic ilegal. Ca să crească ratingul, bă, nu mă, fi serios. Astea sunt aberații, glumesc. Ok. Ce am pregătit eu? Da. IDM-iș, electronici, ambientaliși. Asta e latura aia ta mai serioasă? Da. Muzica care ascult eu în casă, eu cu mine, acasă. Tu mai ții minte când stăteam pe Avramiancu și ai venit la mine și am băut o sticlă chiar de vin amândoi? Chiar am văzut dacă mai stai aici. Și m-ai învățat, nu mai stai aici. Nu, că stau aici. Ah, ok. Aici? Chiar da, aici? Da. Serios? Super. Dar fain. Să nu dăm adresa, că după aia ne așteaptă fanii la bătă. Salmoi mele pe tine! Exact. Îl caută pe Iuliu aici. Yes. Bun. Așa. A, de vorbeam de set, da? Da. Îi dăm, nu? Îi vrei să-i dai direct? Păi da, vrei să mai vorbim un pic, să mai delirăm, așa, să vorbim căcat. Hai să chemăm și pe Roxana un pic, să delirăm cu ea. Nu vreau să-i plictisim pe oameni, știi, cu da, căcatul ăsta. Dar nu îi plictisim. Roxana, hai un pic. Hai, Roxana, salută-ți mătușile din Spania. Dar stai și tu aici. Sau dacă vrei, du-te, e da. E regulă, poate să... Poți să plece? Auzi, nu l-a trimis, a zis, poate să-și găsească spațiu. Foarte drăguț. Da. Simți că locul lui nu e aici, Roxana? În fața camerei? În fine, haideți să vă zic. Pe Roxana am chemat-o a doua oară la Plankton pentru că are o comandă din partea domnului Iuliu Pickler. Deci da. El se duce cu artiștii după el la giguri și astăzi a venit Roxana să facă 3 desene super faine. Și eu să știți că pe desen grafică ea are un stil super fain. Poate pentru cei care nu sunt super uzați în sens de consum de vizual, nu intră așa de ușor vizualul tău, dar să vedeți numai cum încet își pune amprenta domnișoara. Și pe lângă asta face și multe alte chestii, despre care poate ne mai zici tu. Ia mai zile încă. Mulțumesc, Flaviu! Păi, momentan sunt studentă la Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca, la practici curatoriale contemporane și management artistic. Uh-huh. Am studiat fotografie video, da. Tot la arte. Acum am adică ai făcut încă o facultă?
Nu, licență și acum sunt la master. Ah, super. Deci foto-video ai făcut ca și facultă. Da, și a apărut nice. Profilul ăsta de nou de master. De asta văd atâtea fotografii mișto cu mine. Modele cu tine. Și tu știi să și pozezi. Păi, da. Văd. Că de fapt așa a început cariera mea. Ești ca o Mona Lisa a modelelor. Mulțumesc. Că așa arăți câteodată, pe bune. Da, mulțumesc. Păi, probabil pentru că am tot exersat să fotografiez, că de când aveam vreo 15 ani, am fost fotografiată pe stradă odată de o companie de fotografie de stradă sau ceva de genul ăsta de la noi din oraș. Sau, mă rog, își făcuseră un Facebook pe atunci și mi-a făcut o poză întâmplător. Eu atunci eram pe clasa 8-a, parcă, și mi se schimbase conformația corpului și eu eram bondoacă tot timpul când eram mică. Eu eram bondoacă când eram mică și atunci m-am schimbat dintr-o dată. Da, și m-am schimbat dintr-o dată. Așa m-am maturizat. Așa? Mulțumesc. Așa nu pot să-mi găsesc ideile. Așa mă simt eu când vii tu și mi-invadez spațiul. Diferența e că pe mine nu mă interesează. Vă dați seama cum mă simt eu când vin ăștia doi. Ce faci? Pandemie, ești nebun. Corect, dar chiar voi ați reușit să țineți distanța în perioada asta. Stai, nu spune ce-i face. Ok, în regulă. Păi, să continui. Dacă... Să-l trimit acasă sau să-și găsească locul? Nu te găsește-ți locul. Ce frumos. Bun. Și am fost fotografiat atunci, spontan. Am primit cele mai multe like-uri la fotografia respectivă și mi-au propus fotografii să fac o ședință foto. Am acceptat în secunda a doi, neștiind ce urmează, eram foarte... Nu aveam de mult nici profil de Facebook, pe High Five. Eram înnebunită să meditez fotografiile, să par mai slăbuță, poate emo sau cum era moda pe atunci, oricum. Și așa a început expresia mea creativă pe partea de digital, să zic așa. Și am ajuns cumva fotografiată. Fotografiile erau interesante. Tu și fotografiezi oameni? Adică... Păi dacă... Pe modelele alea pe care le văd pe net. Să gândesc așa de rapid. Fotografiate de tine? O linie narrativă, știi? Rapidă. Și ajungem direct la ele. Eu am tendința să tot sar. Nicio problemă. Na, păi, chestia e că după ce am avut ședința foto, am vrut mai multe ședințe foto și am început să am anumite nevoi, știi, de cadru, de lumină și așa mai departe. Pentru că am avut și reclamații la ședința aceea foto, adică oarecum multă lume o considera mult prea vulgară sau na... Era în funcție de informațiile mele vizuale pe care le aveam până atunci și cultura mea care era Pussycat Dolls și da. Reviste de astea Ciao Bravo, adică nu știam prea multe lucruri și bine, ascultam și muzică bună, grație lui tata, dar când vine vorba de partea asta feminină și expunere și așa mai departe. No, și desenul când a început? Și desenul a început mai mama vreme? Și tata mi-au luat carioci desen de când eram mică, că fiind extrovertită puternic, trebuiau cumva, ori simți nevoia să comunice cu mine sau să-mi dea de lucru, că tot timpul voiam să apuc ceva cu mâna, să mă exprim și așa mai departe. Și mi-au luat culori și am început să desenez. La școală mă plictiseam și desenam. Câte o caricatură, câte o vrăjală, cum s-ar zice, făceam atmosferă și... La un moment dat am fost la un concurs de caricaturi și ori zis colegiul, apă, ăsta nu face nimic, nicio treabă, la Popa's Academy. Fă tu, Roxana, arată-i că tu știi. Și eu m-am uitat așa spontan, că nu am să îndrăznesc. Și mi-a oferit domnul respectiv hârtia și a zis, uite, fată, îți dau culori și materiale, tu doar fă-mi un portret. I-am făcut un portret, i-a plăcut și a doua zi am revenit cu tata și m-a rugat să vin ca să-mi dea mai multe materiale. Și m-am apucat eu să fac primul portret în pastel și... Astăzi tot în pastel lucrezi, nu? Da, și apoi am început să vând lucrări. Crezi că reușești să faci tranzițiile alea foarte bine definite de la un plan la celălalt? Că văd linii de contur. Știi cum să faci ca să ai, cum să zic, conturul ăla al shape-urilor foarte bine definit? Nu cred că știu. Nu știi? Nu cred că știu. Dar m-aș bucura să-mi arăți. Păi da, oricum, mă așteptam. Prima dată bagi umplutura. Și acolo la margine trebuie să ai o linie foarte fermă și după aia pui degetul peste cele două planuri ca să iei jumate dintr-un plan și din celălalt pe deget și să nu faci așa. O să-ți arăt.
Bun. Nu, bun, și ce să mai zicem? Voiam doar ca să, ca să nu pară așa discuția în ban. Vrei să îl las pe Iuliu să îți pune întrebări? Nu? Stai un pic, dragă, să termin. Da, știu, da, dar... Că m-ai întrebat de desen, eu vorbeam de fotografie, deci în cele din urmă am ajuns la foto-video pentru că am vrut să fiu model care să manipuleze el scena vizuală. Din teamă de a folosi tehnologia, credeam că nu o să fiu un start să învăț cum funcționează un aparat foto și să-mi achiziționez unul prea curând. Până la urmă m-am ambiționat și... Pentru că tot timpul aveam 10 la școală și acum? Mi-era ușor să învăț orice. Ai aparat bun? Am Sony, ca și voi. Da? Și un alt obiectiv? Sony mirrorless, cu obiective de pe film, că sunt cel mai affordable pentru mine. Da, și cât? E Sony cât? Sony A7 și Sony A6400 mi-am luat de curând pentru live stream-uri. Asta nu știu, e A600 asta sau ceva de genul. Asta e A6100, cred că. 100, e cel mai... L-am avut și pe ăsta întâi și după aia am făcut ceva scheme și cu schemele alea am făcut prima ședință foto la Oaha și am intrat la festival prin pădure, am făcut fotografii. Și pe urmă le-am oferit fotografiile și cumva am simțit că mi-am șters păcatul să mă ierte organizatorii și toată lumea pentru asta. Așa și de acolo am zburat direct la examen, la foto-video. A fost greu? A fost grea experiența de a mă duce la examen, că să opri mașina la cu camotării. Și stai să sară asta, examen, da? Examenul nu a fost greu. Când l-ai foarte pe ușor. Iuliu? La un festival? A, la Colectiva Gazet. A, da, exact. Mai ești cu gagică, da. Ce să uit aia, ce cu aia, stai tu că e ok, fata, stai liniștită. Dar și eu am prezentat-o pe Roxana la gagică mea. Nu în mod direct, dar știe cine e Roxana. Foarte intuit, așa e foarte, știi? Da. Vine și se bagă, exact. Îi aparțin lucrurile la Roxana, nu se joacă. Ia. Două întrebări. Yes. Da. Roxana, da. Din partea mea mi-ai spus lucruri. Mulțumesc. Și din partea mea. Materialul și mai vorbim despre lucruri. Și dacă tu ai ceva de zis, să zici că să mă ascult pe tine. În regulă, mulțumesc. Da. Ce le transmiți oamenii? Le transmit audiție plăcută, în primul rând, pentru că Iuliu are un set, cel puțin setul pe care l-am auzit eu până acum. Era surprinzător de bun și versurile sunt foarte bune, dacă mai ai cumva muzică cu versuri. Și mood-ul e foarte cuprinzător și old school în același timp și cu bun simț. Nu ca te-ai fi ca și momentul ăla când la biserică vine o băiată. Chiar nu mă ajută fața, știi? Nu te-ai fi așteptat. Chiar nu mă ajută fața, așa e, Roxana? Jacheta. Jacheta e foarte promițătoare. Deci, te gândești... Vă mai las să mai stați un pic. Chiar am vrut să începem așa cu voi. De așa că băieții... Vă mai las, mai stați un dați drumul la șazame. Șazămuiți. Moimelor. Schimbați canalul, băieții. Șazămuiți. Începem. Vă mulțumesc tuturor, vă urez audiție plăcută, da, și mulțumesc, Roxana, că sper ai venit, că va plăcea ce va ieși pe perete. Facem fain. Mulțumesc, Iuliu, mulțumesc, da, Flaviu, mulțumesc, mulțumesc și Dumnezeu, bla bla. Am senzația că o să sune ca și un concert setul lui Iuliu.
Iuliu Picler in the mix. Să știi, Iuliu, că de mult mi-am imaginat să te am aici. Puteți să intrați și pe planktonacademy.com, unde avem stocate frumos și audio, fără povești, și video, toate emisiunile de până acum, în afară de cea de săptămâna trecută pe care n-am apucat să o updatez, dar urmează. Și dați un subscribe pe YouTube sau un coment drăguț pentru oamenii ăștia faini. We'll be right back.
This is fucking interesting, mate, yeah? Do you like it? Yeah? Slither up, weave whispers in the orbit. Tree of life wither while the shifted sun forfeits. Mountains of madness distorted and amorphous. I scratch my head mortified, I thought I knew the chorus. Mad fickle, fucking what you think of me. Touch mad topics through asphyxiated frequencies. Speak on entropic and misanthropic indecency. Catapult, necronom, Illuminati, peacefully. Redefine, let's do this shit. Months on Black Sabbath like we trying to get Jerusalem. Lazy eyes, staring a hole to Zion. Then gene splice poems to the posters of the pylon. I want the fruit that angels warn against. Simulated serpent just to stimulate the board again. Mad shifty, forecast mad shitty. Head hung low, so work 350. My truth look a little like it fit a little better in a shipwreck scene. Captain drunk texting. Back shit, level unparalleled. At first got sick, now I'm back trying to pressure cook the carousel. Ah hell, untangle this stuck clown. Rip his ears off, tell him function without sound. Watch wide eyed tides rise up down. Now compare him to my moods and kindly get the fuck out. Can't you let us have this? If it were possible, this cup would pass, then I would ask it. Caught up in the past, laughing last, that's some sad shit. And the mob yells, give us Barabbas. Why
can't you let us have this? If it were possible, this cup would pass, then I would ask it. Caught up in the past, laughing last, that's some sad shit. End of my meals. Give us the rats. Give us the rats. Give us the rats. Give us the rats. Contrary to what the gurus teach, a mantra is the name or code name of God, which the Bible says are demons. A repetition of the mantra. Call to the God that it represents to come and possess you, which is supposed to lead to union between the meditator and God. Reanimated, back to the basic wave. I can handle the way that I made it. Blasphemous, basilisk, mastercraft, capitalist, symbiotic satellite that sacrificed the sacrilege. Identify identity, crisis, mice and men sipping on the blood of Christ, iceless. Who can spin redemption metaphor fastest? Berserker drunk as fuck, trucker road to Damascus. Walk four corners, filthy fucking rich. The horn that wakes the sleepers versus the creepers in the ditch. Glorious, battle lines drawn till the warriors. Blessed are the poor in spirit, so we victorious. We'll be bound for the fountain. Kill beats, put it down with the bountiful pounding. Many puff pounds, weird sounds on the album, but never doubt the devout when you found them. My bad, I'm not a decent person, but truth is found in sacrifice of earthliness and purpose. Life is service. Can a dude just be the servant? Must a person truly die unto himself and feed the serpent? It's worthless. I see a banner and I snatch it, leave a fortress looking skeletal and malevolent passion. Madness, got him struck like matchsticks. Probable cause productions, thank you, acid. Give us morass. Why can't you let us have this? If it were possible, this cup would pass, then I would ask it. Caught up in the past, laughing last, that's some sad shit. And the mob yells, give us Barabbas. Why can't you let us have this? If it were possible, this cup would pass, then I would ask it. Caught up in the past, laughing last, that's some sad shit. And the mob yells, give us Barabbas. Give us Barabbas. Iulule, eu pentru asta te-am chemat. Ce-ai cu muzica asta? M-a vaccinat. Ești conectat? Yes, baby. A ce, bă? Yeah, baby. Asculți muzică mai bună de când... We'll be right back.
Oh,
un saluto, no? Un saluto. Dragii mei, vă mulțumesc că sunteți aici la ediția numărul 20. A, ediția mă grea că 20 de ani de Plankton. 20 de ani de Plankton am făcut. La mai mare, dați un subscribe, că apoi mai stăm încă vreo 40 de ediții după aia. Că știți cum e, eu la fiecare subscribe pe care îl primesc de la om, simt obligația să mai fac niște emisiuni, așa că, no, ce să facem?
So all of a sudden, we're right in front of the camera showing how we live, and then our parents' training pops get into in the background.
years, find some lost and old ways. Cut off from the changing world outside. Să știți că desenele astea vor fi de vânzare la final, dacă vă interesează, ne dați un mesaj în comenturi, strigați tare și vă spunem prețul. Cu cât estimăm că vindem unul dintre desene, Roxana? 300 de lei? E ok? 300 bucata și dacă le vreți pe toate 3, ceea ce ar fi super cool, să aveți un triptic în casă, vă-l puneți în ramă, bla bla, dar aveți un perete mare, foarte bine le acoperiți cu astea. Facem reducere de la 900, mergem un pic înspre 800. Nu 5, bine mă, 500, toate 3. 700, toate 3. Și 300 bucata. Ba da. No, bine, zice 600, toate 3. Nu știu pe ce fel de raționament, dar în fine. 600, toate 3 și... 250 bucata. Let's do it! Și să știți că subscribe-ul este pe gratis. Mai venim la voi dacă ne dați subscribe. Thank you very much! Thank you.
What's up, guys? Yeah. Ultima piesă. Mersi mult că m-ați urmărit, că ați ascultat, că ați vizionat. Da, share. Cum? Chef massive, massive, chef massive attack. Yeah, yeah. Ultima piesă, guys. Mersi mult că ne-ați urmărit. Aveți grijă de voi. Și alte alea. Vă pup. Plankton, Flaviu, mersi mult, Flaviu. Te iubesc, bro, te iubesc, te iubesc. Yeah, mersi, bro. Enjoy the last song. It merge pe vremea asta la fix. Yeah, baby, yeah, baby. Flaviu Oceană.
I-am pus la treabă pe muzicieni. Imediat o chemăm pe Roxana să pună niște piese. Chiar mulțumim foarte mult că ați fost cu noi timp de 20 de ediții. Dacă vreți să ne revedeți, o să începem peste vreo 2-3 săptămâni o nouă serie de 10 episoade cu noi invitați. Dați-ne un like, un share, un subscribe, că asta e cel mai bun mod ca să apărăm în calea voastră, pentru că nu avem atât de mult timp încât să facem o super promovare, dar apărăm pur și simplu și facem treabă. Așa că ne vedem peste, așa, prin iunie, vedem noi. Vă salut, numai bine și let's do it! Hai să continuăm să fim creativi în limitele pe care le avem, nu? E perfect! Yes! Mersi, Iuliu! Mersi, Roxana! Raluca! Mulțumim frumos! Și la toți cei care au fost pe aici! Așa de drăguți au fost, nu m-au refuzat! Super! Și curajoși, că în condițiile astea să vii aici să te pup și să faci desen, chiar îți trebuie un pic de curaj. Păi nu ne-am pupat și data trecută și Iuliu m-a pupat acum și așa mai departe. Dar suntem sănătoși, că noi credem că acest mecanism are ce-i trebuie ca să-și facă treaba.
fix de la piesa asta mi-a venit ideea să încep Plankton MiXArt, că un prieten m-a filmat în timp ce punea muzică la colectivă și anul trecut, prin noiembrie, am găsit video ăla făcut cu telefonul în calculator și l-am postat pe Facebook și au avut multe view-uri și am zis, man, ce dormi să pun muzică, bag piciorul. Și atunci am zis, hai să-i dăm și cu asta am început, adică de la asta a pornit. E bună. Mild Life se cheamă trupa. Bună. We'll be right back.
liniștim un pic apele ca să mai progresăm la desen. Și încă vreo două piese și am plecat acasă. Bear with us. Chiar dacă e mai slow piesa asta, că e foarte drăguță. De primăvară. Așa, pe malul Someșului. Printre crengi.
I say real, I mean reality real, cause meaning real, real, like. I say real, I mean reality real, cause meaning real, real, like when I say real, I mean reality real, cause I say real, I mean reality real, cause meaning real, real, like.
250 bucata. Cine vrea o bucată, 2, 3. 250 de lei per desen. Ah, dar n-am terminat acolo în centru. O să mă bag. Puțin negru îmi trebuie. Așa, să iau un moment să vă spun că în curând la Plankton o să fie un art sale. Sam, în fine, nu știu cum să pronunț numele, Sam Gallatry sau ceva de genul. Facem un art sale pe la sfârșitul lui mai, de fapt la începutul lui iunie, la Plankton Gallery, unde punem la bătaie desene din sertar. Nu le amenajăm într-un mod super special, dar scotem tot ce am adunat în ultimele luni. O să fie și seria de desene de la Plankton MiXArt care au rămas nevândute, sunt câteva, și vă așteptăm pe aici, dar vă anunțăm pe Facebook și pe YouTube când va fi evenimentul. Bye.
Închem cu piesa asta. Ciao, seară bună, vă mulțumim. Ne vedem data viitoare, peste vreo 2-3 săptămâni, după vacanță. Decis că să vă spunem că ar fi mișto să faceți artă colaborativă, că cu ocazia aceasta se mai scoate din ideea că arta e făcută de un singur om și cred că e foarte benefic, că oricum peste 1000 de ani și dacă rămâne o sculptură a unui om, nu mai știm cine e omul ăla sau nu ne mai interesează, vedem doar sculptura, așa că cu ego artistic nu contează. Am fost acuzați că promovăm arta mediocră, nu ne interesează. O fi mediocră, dar ne place și poate și terapeutic, whatever. Dar să știți că nu e mediocră.